Spațiul de joacă, care se află amplasat pe platou de marmură din municipiul Zalău, chiar în fața prefecturii județului Sălaj, a fost lăsat în paragină, iar primăria nu s-a ocupat de întreținerea acestuia. Ce părere aveți de acest spațiu de joacă care a fost lăsat în paragină? Ce părere aș putea să am? Clar că nu are nicio relevanță. Un spațiu de joacă, se mai cheamă spațiu de joacă cumva? Sau? Unii așa-l numesc. Nu pot să cred așa ceva. Să fim serioși, ar trebui făcut amenajat un spațiu de joacă pentru copii, așa, cum trebuie amenajat. Mă gândesc că aveți pe cine întreba, că sunt organe suficiente aici care ar trebui întrebate. Dacă ați avea copii, i-ați lăsat să se joace aici? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. De ce? Să se joace unde? Asta e un spațiu impropriu pentru joacă copilor. Ați văzut, pe o parte sunt bucăți de lemn, pe cealaltă lipsesc. Nu, spații de joacă pentru copii. Hai să fim serioși. Nu. Cu siguranță că trebuie să vă adresați altcuiva. Cred că e un semnal de alarmă pe care trebuie să-l trageți în altă zonă, dar nu știu dacă e... Părerea oamenilor și a cetățenilor care locuiesc în acest oraș. Da, mă gândesc că ar fi unanimă părerea. Păi trebuie să se țină cont. Sau ar trebui. Credeți dumneavoastră că interesele... Nu cred că se opresc la nivelul populației. Cred că interesele lor sunt altele. Nici nu este spațiu de joacă, nici nu are ce căuta aici. Nu arată spațiul ăsta a nimic. Nici măcar a spațiul de joacă, nici a spațiul de agrement, nici măcar a platou semnificativ pentru instituția care se află în fața lui. La fel cum se pare că a dispărut și toaleta care a fost mult discutată de aici și care nici unde s-a dus. În spatele nostru, cred că despre asta discutam. Asta de 2 miliarde? De 2 miliarde și care nu știu la ce folosește. Dacă ați avea copii, i-ați lăsa să se joace aici? Am copii, i-ați lăsa să se joace aici, dar nu în spațiul ăsta, nici de cum. Deci, spațiul ăsta în care apar groapa de nisip, care nu știu la ce folosește, probabil că folosește la odihna altora, nu a copiilor, nici de cum. Deci este total impropriu pus aici. Pe o parte putem observa că sunt bucăți de lemn, pe cealaltă lipsesc. Discutăm nu numai de cum arată spațiul respectiv, ca definit spațiul de joacă, discutăm și de cum arată spațiul verde. Dacă vă uitați cum arată platforma asta aici, care, dacă vrem să fie oraș european așa cum își dorește și domnul primar, nu prea cred că poate arăta nimănui lucrul ăsta și nu cred că o poză cu zona asta de spațiu principal al județului poate să ne facă reclamă bună în afară pentru oricine înseamnă turist. La groapa de nisip, unde se joacă copiii, lipsește o parte din marginea de lemn, iar în unele părți s-a făcut întreținere de toată mântuiala, lucru care periclitează siguranța copiilor. Dacă primarul nu are timp să meargă pe jos să vadă problemele din centrul Zalăului doar o dată la 4 ani, angajații primăriei ar trebui să își facă datoria și să rezolve aceste probleme care nu necesită costuri foarte mari.